deșteptarea. Spus că lăsăm veștile bune și foarte bune pe final de emisiune. V-am spus și ieri, am vorbit și astăzi de dimineață, chiar în debutul emisiunii, despre audiențele radio. În perioada 26 aprilie 15 august 2021 a fost realizat valul de vară al studiului de audiență radio. În cadrul cercetării s-a măsurat audiența posturilor de radio la nivel național, urban și în municipiul București. Și de aici, Luca, să te ții. Yeah. Programul Deșteptarea este lider de audiență la nivel urban, dintre toate posturile de radio din România, fiind programul matinal cu cel mai mare număr de ascultători. Iuhu! Mulțumim celor care ne ascultă acum, care ne-au ascultat vara asta și care ne ascultă în general, spuneți și la prieteni, mai ales că, atenție, veștile bune nu se opresc aici. La nivel național, Deșteptarea este cel mai ascultat program matinal de radio dintre stațiile private, peste 1 milion de ascultători alegând frecvențele Europa FM din toată țara în fiecare dimineață de luni până vineri. Practic suntem milionari. Da. Și de când îmi doresc lucrul ăsta. Programul realizat de noi, Vlad, George și Luca, înregistrează creșteri semnificative de audiență atât la nivel național cât și în orașele țării. Peste 80.000 de ascultători din întreaga țară s-au alăturat programului matinal de la Europa FM pe parcursul ultimelor 12 luni. Așadar, Luca, felicitări la mai multe și la mai mulți. Se pare că ne merge bine, ne-a mers bine și vara asta. Mulțumim colegului Marius care ne-a dat veștile astea și care încheie mail-ul cu felicitări și hai rapidu, o știe el ceva. Frumos, frumos, fin. Da, nu încheiem emisiunea fără să dăm legătura și în Grecia, mai ales că înțeleg veștile bune au ajuns și acolo. Ce se întâmplă? De ce vă deranjez în această dimineață, dragi colegi? În legătură cu rezultatele studiului de audiență. De pe frumoasele și însoritele țărmuri ale Greciei noastre estivale, vă doresc felicitări, mult succes în muncă și aveți grijă să nu stricați ceva pe acolo până mă întorc și eu. Bravo, colegii! Și acum, pe o notă mult mai serioasă, dragi prieteni, iubiții noștri ascultători, vă mulțumim foarte, foarte mult din nou că sunteți alături de noi. Ne alăturăm și noi mulțumirile alături de Vlad. Vlad se întoarce luni de dimineață în Deșteptarea, iar noi o facem mâine dimineață de la 7. Vă lăsăm cu Grecia. De și vă mulțumim. Numai bine. Felicitări și vouă. Pa, pa. Deșteptarea